unui bloc l-au huiduit minute bune pe primarul liberal Rareș Mănescu după ce acesta a trimis funcționarii din subordine să le distrugă grădina. Oamenii spun că și-au amenajat și își întrețin singuri de zeci de ani spațiul verde din fața blocului și nu sunt de acord cu măsurile primăriei. Rușine. Nu ne-a primit nimic primăria, vine dintr-o dată să dea gardurile jos, să fie anunțată și doamna Gorghiu de oameni pe care are în subordine. Oamenii au coborât disperați din apartamente imediat ce au fost anunțați că funcționarii primăriei vor să restrice grădina. Un colț de oraș. Asta e zona întreținută de lume. Acolo n-a fost nimic, peste tot și pomișorul și tot. Noi l-am pus, noi le îngrijim, noi le udăm cu apa noastră de la chiuvetă. Deci toată zona asta unde vedeți noastră cu spațiul verde, tot este a fost mai molos. De fiecare am grijit câte un spațiu de verdeață în fața blocului. Toată zona aceea sunt numai flori. Cei de la ADP vor să facă trotuar în locul grădinii. Punctul de vedere al primarului Mănescu a fost exprimat tranșant chiar de către consilierul său. Puteți să spuneți orice, nu contează. Funcționarii au fost deranjați de prezența jurnaliștilor. Vreți să mă filmați? De ce neapărat? Nu, suntem pe stradă și putem filma pe stradă. Dar eu nu sunt de acord cu ceea ce... Nu mai stați pe drum public dacă vreți să nu fiți filmat. Oamenii speră să-și salveze grădina, dar nu mai așteaptă nimic de la primar. Nu știu care e denumirea dânsului. Este primarul care nu este, că ăla care este la pușcărie.